Mitul eternei reîntoarceri. Mircea Eliade. Capitolul 2. Regenerarea timpului. Anul. Noul an. Cosmogonie. Riturile și credințele pe care le grupăm aici sub rubrica Regenerarea timpului oferă o infinită varietate și nu ne vom folosi abuziv de posibilitatea de a le încadra într-un sistem coerent și unitar. De asemenea, vom putea să ne dispensăm în prezentul studiu de un expozeu al tuturor formelor de regenerare a timpului, ca și de analiza lor morfologică și istorică. Nu ne vom preocupa să aflăm cum a ajuns omul să-și constituie un calendar, nici în ce măsură ar fi posibil să integrăm concepțiile anului într-un același sistem la diferite popoare. În majoritatea societăților primitive, noul an echivalează cu ridicarea tabuului asupra noii recolte, care este astfel declarată comestibilă și inofensivă pentru toată comunitatea. Acolo unde se cultivă mai multe specii de cereale sau de fructe, a căror coacere se întinde pe anotimpuri diferite, asistăm câteodată la mai multe sărbători ale noului an. Aceasta înseamnă că tăierile în timp sunt comandate de ritualurile care regizează renoirea rezervelor alimentare, adică ritualurile care asigură continuitatea vieții comunității întregi. Nu avem totuși dreptul să considerăm numai pentru atât aceste ritualuri ca pe niște simple reflexe ale vieții economice și sociale. Economicul și socialul îmbracă în societățile tradiționale o semnificație cu totul deosebită, de aceea pe care un european modern are tendința să le o acorde. Adoptarea anului solar ca unitate de timp este de origine egipteană. Majoritatea celorlalte culturi istorice, chiar și Egiptul până la o anumită epocă, cunoșteau un calendar în același timp lunar și solar de 360 de zile, adică 12 luni, fiecare de câte 30 de zile, la care se adăugau 5 zile intercalare, epactele. Indienii Zuni numeau lunile treptele anului și anul trecerea timpului. Începutul anului varia de la o țară la alta și de la o epocă la alta. Reforme ale calendarului interveneau neîncetat în scopul de a face să cadreze sensul ritual al sărbătorilor cu anotimpurile cărora trebuia să le corespundă. Totuși, nici mobilitatea începutului noului an, martie-aprilie, 19 iulie, ca în vechiul Egipt, septembrie-octombrie-decembrie, ianuarie, etc., nici diversitatea duratelor atribuite anului de diferite popoare nu reușesc să minimalizeze importanța pe care o aveau în toate țările sfârșitul unei perioade de timp și începutul unei perioade noi. Înțelegem ușor de acum că ne este indiferent, de exemplu, că populația africană, Yoruba, împarte anul în anotimpul uscat și anotimpul ploilor și că săptămâna numără 5 zile față de 8 cât are populația Dead Calabar, sau că Warumbi distribuie lunile urmând perioadele lunare și obțin astfel un an care are în jur de 13 luni, sau că populația Ahanta împarte fiecare lună în două perioade de 10 zile sau de 9 și jumătate, etc. Pentru noi, esențial este că există pretutindeni o concepție despre sfârșitul și începutul unei perioade temporale, întemeiată pe respectarea ritmurilor biocosmice, încadrându-se într-un sistem mai vast, cel al purificărilor periodice. Purificări, posturi, mărturisirea păcatelor, etc., în timpul consumării noii recolte și al regenerării periodice a vieții. Această necesitate de regenerare periodică ne pare ea însăși destul de semnificativă. Exemplele pe care le vom oferi imediat ne vor revela totuși ceva mult mai important, și anume că o regenerare periodică a timpului presupune, sub o formă mai mult sau mai puțin explicită, mai ales la civilizațiile istorice, o creație nouă, adică o repetare a actului cosmogonic. Și această concepție a unei creații periodice, adică a unei regenerări ciclice a timpului, pune problema abolirii istoriei, ceea ce ne preocupă în primul rând în acest eseu. Lectorii familiarizați cu etnografia și istoria religiilor nu ignoră importanța unei întregi serii de ceremonii periodice pe care noi putem, pentru comoditatea expozeului, să le clasăm sub două mari rubrici. 1. Expulzarea anuală a demonilor, bolilor și păcatelor.
2. Ritualurile zeilor care preced și urmează noul an. Într-unul din volumele cărții Creanga de Aur, Țapul Ispășitor, Sir James George Fraser a grupat în felul lui un număr suficient de fapte din cele două categorii. Nu se pune problema să refacem acest dosar în paginile care urmează. În linii mari, ceremoniile de expulzare a demonilor, bolilor și păcatelor se pot reduce la următoarele elemente: post, abluțiuni și purificări. Stingerea focului și ațățarea lui rituală în partea a doua a ceremonialului. Expulzarea demonilor cu ajutorul zgomotelor, țipetelor, loviturilor în interiorul locuințelor, urmată de alungarea lor printr-o întețire a zgomotului de-a lungul satului. Această expulzare se poate practica sub forma alungării rituale a unui animal, tip țap ispășitor, sau a unui om, tip Mamurius Veturius, considerați ca un vehicul material datorită căruia tarele comunității întregi sunt scoase în afara limitelor teritoriului locuit. Țapul ispășitor era alungat de evrei și de babilonieni în deșert. Adesea au loc lupte ceremoniale între două grupe de figuranți sau orgii colective sau procesiuni de oameni mascați, reprezentând sufletele strămoșilor, zeilor, etc. În numeroase locuri mai subzistă credința că, în timpul acestor manifestări, sufletele morților se apropie de locuințele celor vii, care le ies respectuos în întâmpinare și le omagiază câteva zile, după care sunt conduse în procesiune la hotarul satului sau alungate. Tot cu această ocazie sunt celebrate ceremonii de inițiere a tinerilor. Avem dovezi precise la japonezi, la indienii Hopi, la anumite popoare indo-europene, etc., a se vedea mai departe. Aproape pretutindeni această expulzare a demonilor, bolilor și păcatelor coincide sau a coincis într-o epocă anumită cu sărbătoarea anului nou. Bineînțeles, rar se întâlnesc în același timp toate aceste elemente reunite explicit. În anumite societăți predomină ceremoniile de stingere și ațățare a focului, în altele expulzarea materială prin intermediul zgomotelor și a gesturilor violente a demonilor, în altele expulzarea țapului ispășitor sub forma animală sau umană, etc. Dar semnificația ceremoniei globale, ca și cea a fiecărui element constitutiv al ei, este suficient de clară. Pe durata acestei tăieturi în timp, care este anul, asistăm nu numai la încetarea efectivă a unui anumit interval temporal și la începutul unui alt interval, dar și la abolirea anului trecut și a timpului scurs. Aceasta este, de altfel, sensul purificărilor rituale, o combustie, o anulare a păcatelor și a greșelilor individului și ale comunității în ansamblul ei și nu o simplă purificare. Regenerarea este, așa cum și numele o indică, o nouă naștere. Exemplele citate în capitolul precedent și mai ales cele pe care le vom trece în revistă arată clar că această expulzare anuală a păcatelor, bolilor și demonilor este în fond o tentativă de restaurare, chiar momentană, a timpului mitic și primordial, a timpului pur, cel al momentului creației. Orice an nou este o reluare a timpului de la început, adică o repetare a cosmogoniei. Luptele rituale între două grupe de figuranți, prezența morților, saturnaliile și orgiile sunt tot atâtea elemente care denotă, din motive pe care le vom expune imediat, că la sfârșitul anului și în așteptarea noului an se repetă momentele mitice ale trecerii de la haos la cosmogonie. Ceremonialul noului an babilonian, Akitu, este destul de concludent sub acest raport. Akitu putea foarte bine să fie celebrat la echinoxul de primăvară, în luna Nisan, ca și la echinoxul de toamnă, în luna Tishrit, derivat din Shuru, a începe. Asupra vechimii acestui ceremonial nu se poate ridica nicio îndoială, chiar dacă datele celebrării lui sunt variabile. Ideologia și structura rituală existau deja în epoca sumeriană și a putut fi identificat sistemul Akitu în epoca acadiană. Aceste precizări cronologice nu sunt lipsite de importanță. Avem de-a face cu documente ale uneia din cele mai vechi civilizații istorice în care suveranul juca un rol considerabil pentru că el era considerat ca fiu al și locțiitor al divinității pe pământ,
Ca atare, el era responsabil de regularitatea ritmurilor naturii și de bunăstarea societății întregi. Nu trebuie, deci, să ne mire rolul important pe care îl joacă regele în ceremonialul noului an. Lui îi revine misiunea de a regenera timpul. În cursul ceremoniei Akitu, care dura 12 zile, se recita solemn și în mai multe reprize poemul scris al creației, Enuma Elis, în templul lui Marduk. Se reactualiza astfel lupta între Marduk și monstru marin Tiamat, luptă care a avut loc in illo tempore și care pusese capăt haosului prin victoria finală a zeului. Același lucru și la Hitiți, unde lupta exemplară între zeul uraganului Teșub și șarpele Iluyankas era recitată și reactualizată în cadrul sărbătoririi de anul nou. Marduk creează cosmosul din bucățile trupului dezmembrat al lui Tiamat și îl creează pe om cu sângele lui Kingu, demonul căruia Tiamat îi încredințase tablele destinului, că această comemorare a creației era efectiv o reactualizare a actului cosmogonic, avem dovada atât în ritualuri cât și în formulele pronunțate în cursul ceremoniei. Lupta între Tiamat și Marduk era mimată printr-o luptă între două grupe de figuranți, ceremonial existent și la Hitiți, tot în cadrul scenariului dramatic al anului nou, la egipteni și în ugarit. Lupta între cele două grupe de figuranți nu comemora numai conflictul primordial între Marduk și Tiamat, ea repeta, actualiza cosmogonia, trecerea de la haos la cosmos. Evenimentul mitic era prezent. Fie să-l învingă mereu pe Tiamat și să-i scurteze zilele, exclama oficiantul. Lupta, victoria și creația aveau loc chiar în acel moment. Tot în cadrul aceluiași ceremonial Akitu se celebra și sărbătoarea numită Sărbătoarea Sorților, Zagmuk, în care se făceau prezicerile pentru fiecare din cele 12 luni ale anului, ceea ce era tot una cu a crea cele 12 luni viitoare, ritual care s-a păstrat mai mult sau mai puțin explicit și în alte tradiții. A se vedea mai departe. Coborârii lui Marduk în infern, zeul era prizonier în munți, adică în regiunile infernale, îi corespundea o epocă de tristețe și de post pentru toată comunitatea și de umilință pentru rege, ritual care se încadra într-un vast sistem carnavalesc, asupra căruia nu mai insistăm aici. Tocmai în acel moment avea loc expulzarea relelor și a păcatelor prin intermediul unui țap ispășitor. În sfârșit, ciclul era încheiat prin hierogamia zeului cu Sarpanitum, hierogamie reprodusă de rege cu o herodulă în camera zeiței și căreia îi corespundea, desigur, un interval de orgie colectivă. După cum se vede, sărbătoarea Akitu cuprinde o serie de elemente dramatice a căror intenție este abolirea timpului scurs, restaurarea haosului primordial și repetarea actului cosmogonic. 1. Primul act al ceremoniilor prezintă supremația lui Tiamat și marchează deci o regresiune în perioada mitică de dinaintea creației. Se socoate că toate formele sunt topite în abisul marin al începutului, Apsu. Întronarea unui rege carnavalesc, umilirea adevăratului suveran, răsturnarea oricărei ordini sociale, după Berosos, sclavii deveneau stăpâni, etc., nicio trăsură care să nu evoce confuzia universală, abolirea ordinii și a ierarhiei, orgia, haosul. Asistăm, s-ar putea spune, la un potop care aneantizează umanitatea întreagă pentru a pregăti apariția unei specii umane noi și regenerate. De altfel, în tradiția babiloniană a potopului, așa cum a conservat-o tableta 11 din epopeea lui Gilgamesh, se amintește că Utnapishtim, înainte de a se îmbarca pe corabia pe care o construise pentru a scăpa de potop, a organizat o sărbătoare ca de anul nou. Vom regăsi acest element diluvian, câteodată numai simplu acvatic, în alte câteva tradiții. 2. Creația lumii care a avut loc in illo tempore la începutul anului este astfel reactualizată în fiecare an. 3. Omul participă direct, cu toate că într-o măsură redusă, la această operă cosmogonică. Lupta între cele două grupe de figuranți, reprezentându-i pe Marduk și pe Tiamat, misterele celebrate cu această ocazie după interpretarea lui Zimmern,
Această participare, cum am mai văzut și în capitolul precedent, îl proiectează în timpul mitic, făcându-l contemporanul cosmogoniei. 4. Sărbătoarea sorților este tot o formulă a creației în care se decide soarta fiecărei luni și a fiecărei zile. 5. Hierogamia realizează, într-un fel concret, renașterea lumii și a omului. Semnificația și ritualurile noului an babilonian își găsesc pandantul în întreaga lume paleo-orientală. Pe unele le-am notat în trecere, dar lista trebuie să fie completată. Într-un studiu remarcabil, The Semitic New Year and the Origin of Eschatology, Acta Orientală, care n-a avut răsunetul pe care îl merita, savantul olandez A.G. Vensing a pus în evidență simetria între diverse sisteme mitico-ceremoniale ale noului an în toată lumea semită. În fiecare din aceste sisteme reapare aceeași idee centrală a reîntoarcerii anuale la haos, urmată de o nouă creație. Vensing a pus foarte bine în evidență caracterul cosmic al ritualurilor de anul nou, cu toate rezervele pe care le avem asupra teoriei sale despre originea acestei concepții rituale cosmogonice, pe care el vrea să o descopere în spectacolul periodic al dispariției și reapariției vegetației. De fapt, pentru primitivi, natura este o hierofanie și legile naturii sunt revelarea modului de existență al divinității. Dacă diluviul și, în general, elementul acvatic sunt într-un fel sau altul prezente în ritualul noului an, ne-o garantează libațiile practicate cu această ocazie și relațiile între acest ritual și ploi. În cursul lunii Tishrit a fost creată lumea, spune R. Eliezer. În cursul lunii Nisan, afirmă R. Joshua, ori amândouă sunt luni ploioase. În timpul sărbătorii tabernacolelor se decide cantitatea de ploaie acordată anului care vine, adică atunci se decide soarta lunilor viitoare. Hristos sanctifică apele în ziua de bobotează, în timp ce zilele de Paști și de Anul Nou erau datele obișnuite ale botezului în creștinismul primitiv. Botezul echivalează cu o moarte rituală a omului vechi urmată de o nouă naștere. Pe plan cosmic, el echivalează cu un diluviu, abolirea contururilor, fuziunea tuturor formelor, regresiunea în amorf. Efrem Sirul a văzut bine misterul acestei repetiții anuale a creației și a încercat să-l explice. Dumnezeu a creat din nou cerurile pentru că păcătoșii au adorat corpurile cerești. El a creat din nou lumea care fusese pângărită de Adam. El a întemeiat o nouă creație chiar din saliva lui. Anumite urme ale anticului scenariu al luptei și al victoriei divinității asupra monstrului marin, încarnarea haosului, se mai lasă descifrate și în ceremonialul izraelit al anului nou, așa cum a fost conservat în cultul ierusalemit. Cercetări recente au degajat elemente rituale și implicațiile cosmogonico-escatologice ale psalmilor și au arătat rolul jucat de rege în sărbătoarea noului an, când se comemora triumful lui Iahve, stăpânul forțelor luminii, asupra forțelor tenebrelor, haosul marin, monstrul primordial Rahab. Acest triumf era urmat de întronarea lui Iahve ca rege și repetarea actului cosmogonic. Uciderea monstrului Rahab și victoria asupra apelor, semnificând organizarea lumii, echivalau cu crearea cosmosului și, în același timp, cu salvarea omului, victoria asupra morții, garanția hranei pentru anul care vine, etc. Să ne oprim aici și să reținem pentru moment, printre aceste vestigii culturale arhaice, repetiția periodică la revoluția anului, la ieșirea din an, a creației, căci lupta împotriva lui Rahab presupune reactualizarea haosului primordial, în timp ce victoria asupra profunzimilor acvatice nu poate semnifica decât stabilirea formelor ferme, adică a creației. Vom vedea ulterior că în conștiința poporului evreu, această victorie cosmogonică devine victoria asupra regilor străini prezenți și viitori. Cosmogonia justifică mesianismul și apocalipsa și pune astfel bazele unei filozofii a istoriei. Faptul că această salvare periodică a omului își găsește un corespondent imediat în garanția hranei pentru anul viitor, consacrarea noii recolte,
nu trebuie să ne hipnotizeze până la a nu mai vedea în acest ceremonial decât vestigiile unei sărbători agrare primitive. Într-adevăr, pe de o parte, alimentația avea în toate societățile arhaice semnificația sa rituală. Ceea ce noi numim valorile vitale era mai degrabă expresia unei ontologii în termeni biologici. Pentru omul arhaic, viața este o realitate absolută și, ca atare, ea este sacră. Pe de altă parte, noul an, sărbătoarea zisă a tabernacolelor, sărbătoarea lui Iahve prin excelență, avea loc în a 15-a zi a lunii a 7-a, adică 5 zile după Yom HaKipurum din Leviticul și ceremonialul țapului ispășitor. Or, este greu să separăm aceste două momente religioase, eliminarea păcatelor colectivității și sărbătoarea noului an, mai ales dacă se ține cont, înainte de adoptarea calendarului babilonian, a 7-a lună era prima din calendarul izraelit. Era obiceiul ca la sărbătoarea Yom HaKipurim, tinerele fete să meargă să danseze și să se distreze dincolo de hotarul satului sau al orașului și cu această ocazie se puneau la cale căsătoriile. Dar tot în ziua aceea se tolerau o sumedenie de excese, câteodată chiar orgiastice, care ne amintesc la fel de bine de ultima fază a sărbătoririi Akitu, celebrată și ea în afara orașului, ca și de abaterile de la regula întâlnite aproape pretutindeni în cadrul ceremonialelor de anul nou. Căsătorii, licență sexuală, purificare colectivă prin mărturisirea păcatelor și expulzarea țapului ispășitor, consacrarea noii recolte, întronarea lui Iahve și comemorarea victoriei sale asupra morții erau tot atâtea momente ale unui vast sistem ceremonial. Ambivalența și polaritatea acestor episoade, post, excese, tristețe și bucurie, disperare și orgie, etc., nu fac decât să confirme funcția lor complementară în cadrul aceluiași sistem. Dar momentele capitale rămân fără îndoială purificarea prin țapul ispășitor și repetiția anului cosmogonic prin Iahve. Restul nu e decât aplicația pe planuri diferite, răspunzând la necesități diferite a aceluiași gest arhetipal, adică regenerarea lumii și a vieții prin repetarea cosmogoniei. Periodicitatea creației. Creația lumii este reprodusă deci în fiecare an. Această eternă repetare a actului cosmogonic, care transformă fiecare an nou în inaugurarea unei ere, permite reîntoarcerea morților la viață și întreține speranța credincioșilor în învierea trupului. Vom reveni imediat asupra relațiilor între ceremoniile anului nou și cultul morților. Să observăm încă de pe acum că, aproape universal răspândite, credințele după care morții revin în familiile lor și revin adesea ca niște morți vii, în preajma anului nou, în cele 12 zile care despart Crăciunul de bobotează, denotă speranța că abolirea timpului este posibilă în acel moment mitic în care lumea este aneantizată și recreată. Atunci morții vor putea reveni, căci toate barierele între vii și morți sunt sfărâmate. Haosul primordial este reactualizat și vor reveni pentru că în acest moment paradoxal timpul va fi suspendat și deci ei vor putea fi din nou contemporanii celor vii. De altfel, cum o nouă creație se pregătește, ei pot spera în reîntoarcerea la viață durabilă și concretă. Iată de ce acolo unde se crede în reînvierea trupului, se știe că această reînviere a trupului va avea loc la începutul anului, adică la începutul unei ere noi. Lehmann și Pedersen au demonstrat-o pentru popoarele semite, în timp ce Wenzing a adunat numeroase dovezi urmărind tradiția creștină. De exemplu, cel atotputernic învie trupurile și sufletele în același timp, în ziua de bobotează. Un text Pehlevi, tradus de Darmstester, spune că divinul Ormazd va duce la învierea și va da cel de-al doilea corp în luna Fravardin, ziua Xuradat, și lumea va fi vindecată de neputință cu demoni și leacuri, etc. Și tot locul va fi mare abundență, dar nimeni nu va simți nevoia de hrană. Lumea va fi pură, omul eliberat de împotrivire, duh rău și nemuritor pentru totdeauna. Coswini, pe de altă parte, spune că în ziua de Nauroz, Dumnezeu a reînviat morții și le-a dat suflet poruncit să cadă din cer peste ei ploaia și de aceea oamenii au luat obiceiul să verse apă în ziua aceea.
Legăturile foarte strânse între ideile de creație prin intermediul apei, cosmogonie acvatică, potop care regenerează periodic viața istorică, ploaie, naștere și înviere sunt confirmate de această sentință din Talmud. Dumnezeu are trei chei, cea a ploilor, a nașterii și a învierii din morți. Repetiția simbolică a creației în cadrul sărbătoririi anului nou s-a păstrat până în zilele noastre la mandeienii din Irak și din Iran. Încă în zilele noastre, tătarii din Persia însămânțează un ciup plin de pământ, o fac, spun ei, în amintirea creației. Obiceiul de a semăna în epoca echinoxului de primăvară, să amintim că anul începea în martie la numeroase civilizații, e răspândit pe o arie foarte întinsă și a fost întotdeauna pus în relație cu ceremoniile agricole. Dar drama vegetației se integrează în simbolismul regenerării periodice a naturii și a omului. Agricultura nu este decât unul dintre planurile în care se aplică simbolismul regenerării periodice. Și dacă versiunea agricolă a acestui simbolism s-a bucurat de o mare răspândire, datorită caracterului ei popular și empiric, nu o putem în niciun caz considera ca o principiu și intenție ale simbolismului complex al regenerării periodice. Acest simbolism își găsește fundamentele în mistica lunară, poate deci fi, din punct de vedere etnografic, identificat deja în societățile preagrare. Primordială și esențială este ideea de regenerare, adică de repetare a creației. Obiceiul tătarilor din Persia trebuie, prin urmare, integrat în sistemul cosmo-escatologic iranian, care îl presupune și îl explică. Nauroz, anul nou persan, este în același timp sărbătoarea lui Ahura Mazda, celebrată în ziua Ormazd, a primei luni, și ziua în care a avut loc creația lumii și a omului. În ziua de Nauroz are loc renoirea creației. După tradiția transmisă de Dimaschi, regele proclama: iată o nouă zi a unei noi luni, a unui nou an, trebuie renoit ceea ce timpul a uzat. Tot în această zi, destinul oamenilor e fixat pentru un an întreg. În noaptea de Nauroz se pot vedea nenumărate focuri și lumini și se practică purificarea prin apă și libații în scopul asigurării ploilor abundente pentru anul care vine. În unele locuri, în timpul Marelui Nauroz, era obiceiul ca fiecare să semene într-un ciup 7 specii de semințe și să tragă, după felul cum cresc, concluzia asupra recoltei anului viitor. Obicei analog cu cel al fixării destinelor în preajma noului an babilonian, fixare a destinelor, care s-a transmis până în epoca noastră în ceremoniile noului an la mandeieni și la yesidi. Tot pentru că anul nou repetă actul cosmogonic, cele 12 zile care separă Crăciunul de Bobotează rămân și astăzi considerate ca o prefigurare a celor 12 luni ale anului. Țăranii din întreaga Europa, nu pentru alte motive, determină timpul fiecărei luni și cantitatea de ploaie prin intermediul semnelor meteorologice ale acestor 12 zile. Trebuie să reamintim că la sărbătoarea tabernacolelor se fixa cantitatea de ploaie atribuită fiecărei luni. În ceea ce îi privește pe indienii epocii vedice, aceștia desemnau cele 12 zile în mijlocul iernii ca o imagine și o replică a anului. Totuși, în anumite epoci și în anumite locuri, mai ales în calendarul lui Darius, iranienii mai cunoșteau încă o zi a anului nou, Mihragan, sărbătoarea lui Mitra, care cădea în mijlocul verii. Când cele două sărbători fură introduse în același calendar, Mihragan fu considerată ca un fel de prefigurare a sfârșitului lumii. Teologii persani, spune al-Biruni, consideră Mihraganul ca un semn de înviere și de sfârșit al lumii, căci în această epocă a Mihraganului, tot ceea ce crește își atinge perfecțiunea și nu mai posedă substanța necesară unei creșteri ulterioare, iar animalele își încetează activitatea sexuală. Într-o manieră analogă, persanii fac din Nauroz un semn al începutului lumii, întrucât contrariul faptelor mai sus descrise se petrece în epoca sărbătorilor de Nauroz. Sfârșitul anului scurs la începutul unui nou an sunt interpretate în tradiția transmisă de al-Biruni ca o epuizare a resurselor biologice pe toate planurile cosmice, un adevărat sfârșit al lumii.
Profesorul Georges Dumézil a studiat într-o lucrare a sa scenariul începutului și sfârșitului anului într-o bună parte a lumii indo-europene, slavi, iranieni, indieni, greci, greco-romani, și a pus în lumină elementele ceremonialelor inițiatice conservate de mitologie și folclor într-o formă mai mult sau mai puțin alterată. Din examinarea miturilor și riturilor societăților secrete și ale societăților de bărbați germanice, Otto Hoffler a conchis într-o manieră analogă importanța celor 12 zile intercalare și mai ales a celei de anul nou. La rândul lui, Waldemar Lungmann a consacrat riturilor focului de la începutul anului și scenariilor carnavalești ale celor 12 zile o vastă anchetă cu ale cărei orientare și rezultate nu suntem întotdeauna de acord. Să mai amintim, de asemenea, și cercetările lui Otto Huth și J. Hertel, care, aplecându-se asupra faptelor romane și vedice, au insistat cu deosebire asupra temelor privind renoirea lumii prin ațățarea focului în ziua solstițiului de iarnă, renoire care echivalează cu o nouă creație. Pentru scopul acestui eseu, reținem doar câteva trăsături caracteristice. 1. Cele 12 zile intermediare prefigurează cele 12 luni ale anului. 2. În timpul celor 12 nopți corespunzătoare, morții vin în procesiune să-și viziteze familia. Și adesea această vizită se produce în cadrul ceremonialului societăților secrete de bărbați. 3. În acest scop, focurile se sting și se aprind și, în sfârșit, 4. Acesta este momentul inițierilor în care stingerea și reaprinderea focului constituie elementele esențiale. În același ansamblu mitico-ceremonial al sfârșitului anului scurs și al începutului anului nou, trebuie să mai facem loc următoarelor fapte. 5. Lupte rituale între cele două grupe adverse. Și 6. Prezența elementului erotic. Fiecare din aceste teme mitico-rituale atestă caracterul absolut excepțional al zilelor care preced și care urmează prima zi a anului, cu toate că funcția escatocosmologică a anului nou, abolirea timpului scurt prin repetarea creației, nu este explicit declarată, că riturile care prefigurează lunile și în cele de stingere și reaprindere a focului. Se poate totuși decela această funcție ca implicată în fiecare dintre celelalte teme mitico-rituale. Ce altceva ar putea fi invazia sufletelor morților, de exemplu, decât semnul unei suspendări a timpului profan, al realizării paradoxale a unei coexistențe a trecutului și a prezentului. Niciodată această coexistență nu este atât de totală ca într-o epocă de haos, când toate modalitățile coincid. Ultimile zile ale anului scurs pot fi identificate cu haosul de dinaintea creației și, prin această invazie a morților, care anulează legea timpului, și prin excesele sexuale care marchează în majoritatea timpului această ocazie. Chiar dacă, în urma reformelor succesive ale calendarului, saturnaliile nu mai coincideau în cele din urmă cu sfârșitul și începutul anului, ele vor continua să marcheze abolirea tuturor normelor și să ilustreze violent o răsturnare de valori, schimbul condiției între stăpâni și sclavi, femeile tratate ca niște curtezane, etc., și o libertate generală, o modalitate orgiastică a societății, într-un cuvânt, o regresiune a tuturor formelor într-o unitate nedeterminată. Chiar plasarea orgiilor la popoarele primitive, de preferință în momentele critice ale recoltei, când semințele au fost îngropate în pământ, confirmă această simetrie între disoluția formei, aici semințele, în lut, și cea a formelor sociale în haosul orgiastic. Atât pe plan vegetal, cât și pe plan uman, ne aflăm în prezența unei reîntoarceri la unitatea primordială, la instaurarea unui regim nocturn, în care limitele, profilurile, distanțele sunt indiscernabile. Stingerea rituală a focurilor se înscrie în aceeași tendință de a pune capăt formelor deja existente și uzate prin propria lor durată, pentru a se face loc nașterii unei forme noi, rezultată dintr-o nouă creație. Luptele rituale între cele două grupe de figuranți reactualizează momentul cosmogonic al luptei între zeu și dragonul primordial, șarpele simbolizând aproape pretutindeni ceea ce este latent, preformal, nediferențiat.
În sfârșit, coincidența inițierilor, când aprinderea unui foc nou joacă un rol deosebit de important cu perioada anului nou, se explică atât prin prezența morților, societățile secrete și inițiatice fiind în același timp și reprezentantele strămoșilor, cât și prin structura însăși a ceremoniilor care presupun totdeauna o moarte și o reînviere, o naștere, un om nou. Li s-ar putea găsi ritualurilor inițiatice un cadru mai propice decât cele 12 nopți în care anul scurs dispare pentru a lăsa loc unui alt an, unei alte ere, adică perioada în care, prin reactualizarea creației, lumea începe efectiv. Atestate aproape la toate popoarele indo-europene, aceste scenarii mitico-rituale ale anului nou, cu tot cortegiul lor de măști carnavalești, animale funerare, societăți secrete, etc., erau fără îndoială organizate în liniile lor mari încă din vremea comunității indo-europene. Dar asemenea scenariu, sau cel puțin aspectele pe care le-am reținut prin prezentul eseu, nu pot fi considerate ca o creație exclusiv indo-europeană. Cu multe secole înainte de apariția indo-europenilor în Asia Mică, ansamblul mitico-ritual al anului nou ca repetare a creației era cunoscut de sumero-acadieni și de elementele importante ale acestui ansamblu le regăsim și la egipteni și la evrei. Cum geneza formelor mitico-rituale nu ne interesează aici, ne putem mulțumi cu ipoteza comodă conform căreia cele două grupe etnice, popoarele din Orientul apropiat și indo-europenii, le posedau deja în tradițiile lor preistorice. Ipoteza, cu atât mai plauzibilă cu cât a fost reperat și un sistem analog într-o cultură excentrică, cultura japoneză. Alex Slawick a studiat simetriile între organizațiile secrete japoneze și germanice, subliind un număr impresionant de fapte paralele. La japonezi, ca și la germani și la alte popoare europene, ultima noapte a anului este marcată de apariția animalelor funerare, a zeilor, a zeițelor. Atunci au loc defilările cu măști ale societăților secrete de bărbați, vizitele morților la cei vii și tot atunci se celebrează inițierile. Asemenea, societăți secrete sunt foarte vechi în Japonia și o influență a Orientului semitic sau indo-european pare exclusă, cel puțin în stadiul actual al cercetărilor noastre. Tot ceea ce se poate spune, afirmă prudent Alexandra Slawick, este că atât în vestul cât și în estul Eurasiei, complexul cultural al vizitatorului s-a dezvoltat înaintea epocii istorice. Este o confirmare în plus a caracterului arhaic al ceremonialelor de anul nou. Totuși, tradiția japoneză a păstrat și ea amintirea unei concepții de psihofiziologie mistică, să-i zicem, în legătură cu ceremoniile sfârșitului de an. Utilizând rezultatele etnografului japonez, dr. Masao Oka, Alex Slawick integrează ceremoniile societăților secrete în ceea ce el numește complexul Tama. Această Tama este o substanță spirituală care se găsește în om, în sufletul morților și în oameni sacri, care în perioada trecerii de la iarnă la primăvară se agită și tinde să părăsească trupul, în timp ce îi împinge pe morți spre casele celor vii. Pentru a împiedica acest abandon al trupului de către Tama, după interpretările lui Slawick, se celebrează sărbători destinate să fixeze această substanță spirituală. Probabil că unul dintre scopurile ceremoniilor de sfârșit și de început de an este tot de a fixa Tama, dar din această psihofiziologie mistică japoneză vom reține înainte de toate sensul crizei anuale, tendința pe care o are Tama de a se agita și de a părăsi condiția ei normală în timpul trecerii de la iarnă la primăvară, adică în timpul ultimelor zile ale anului terminat și a primelor zile ale anului care începe, este numai o formulă fiziologică elementară a regresiunii în indistinct și a reactualizării haosului. În această criză anuală a Tamei, experiența primitivului presimte semnul unei inevitabile confuzii care trebuie să pună capăt unei anumite epoci istorice pentru a permite reînnoirea și regenerarea, adică reluarea istoriei de la început. Să mai cităm grupul de ceremonii periodice ale triburilor californiene Karok, Yoruk și Hupa, ceremonii cunoscute sub numele de New Year, World Reservation sau Repair, Fixing. Instituirea riturilor este atribuită ființelor mitice și nemuritoare care locuiau pe pământ înaintea oamenilor. Aceste ființe nemuritoare au executat primele ceremoniile World Renewal
și precis în locurile în care le execută muritorii de astăzi. Scopurile ezoterice, magice și declarate ale ceremoniei centrale, care conține sistemul, scrie Kroeber, vizează restabilirea și întărirea pământului, respectarea ofrandelor, un nou foc și înlăturarea bolilor și calamităților pentru un an sau pentru doi. În consecință, în acest caz avem de a face cu o repetare anuală a ceremoniei cosmogonice instaurate în illo tempore de ființele nemuritoare, căci printre gesturile simbolice care se efectuează, unul dintre cele mai importante este cel pe care indigenii îl numesc așezarea stâlpilor sub lume, și ceremonia coincide cu ultima noapte întunecată și apariția noii luni, ceea ce implică recrearea lumii. Faptul că ritualul de anul nou include și ridicarea interdicției asupra noii recolte confirmă încă o dată că este vorba de o reîncepere totală a vieții. S-ar putea aminti în legătură cu World's Resurrection ideologia care se află la baza a ceea ce s-a numit Ghost Dance Religion, această mișcare mistică tulburând triburile nord-americane spre sfârșitul secolului al XIX-lea, profetiza regenerarea universală, adică iminența sfârșitului lumii urmat de restaurarea unui pământ paradisiac. Ghost Dance Religion este prea complexă pentru a o rezuma în câteva rânduri, dar pentru studiul nostru este suficient să spunem că ea se străduia să accelereze sfârșitul lumii printr-o comunicare masivă și colectivă cu morții pe care o obținea prin intermediul dansurilor care țineau câte 4 sau 5 zile consecutiv. Morții invadau pământul, comunicau cu cei vii și creau în felul acesta o confuzie care anunța încheierea ciclului cosmic actual. Dar cum viziunile mitice ale începutului și ale sfârșitului timpului sunt omologabile, escatologia întâlnește, cel puțin în privința câtorva aspecte, cosmogonia. Escatonul din Ghost Dance Religion reactualiza illud tempus mitic al paradisului, al plenitudinii primordiale. Regenerarea continuă a timpului. Nu e locul să ne lăsăm deconcentrați de eterogenitatea materialelor pe care le-am trecut în revistă în paginile de mai sus. Intenția noastră nu este să tragem o concluzie istorico-etnografică oarecare în urma unui expozeu rapid. Am intenționat numai o analiză fenomenologică sumară a riturilor periodice de purificare și a ceremoniilor sfârșitului și începutului de an. Că în interiorul fiecărui grup de credințe analoage există nuanțe, diferențe, incompatibilități, că originea și difuziunea acestor ceremonii ridică încă o sumedenie de probleme insuficient studiate, noi suntem primii în a o recunoaște. Tocmai de aceea am evitat oarecare interpretare sociologică sau etnografică, mulțumindu-ne cu o simplă exegeză a sensului general care se degajă din toate aceste ceremonii. În definitiv, ambiția noastră este să le înțelegem sensul, să ne străduim să vedem ceea ce ele ne arată, chiar dacă ne vom rezerva pentru alte cercetări viitoare examenul particular, genetic sau istoric, al fiecărui ansamblu mitico-ritual. Se înțelege de la sine că există și am fi tentat să scriem că trebuie să existe diferențe destul de considerabile între diversele grupuri de ceremonii periodice, fie și numai pentru simplul motiv că avem de-a face cu popoare sau straturi istorice și ani istorice, cu ceea ce se numește, în general, civilizați și primitivi. Este, între altele, interesant de remarcat că scenariile de anul nou în care se repetă creația sunt deosebit de explicite, mai ales la popoarele istorice, la cele cu care începe istoria propriu-zisă, adică la babilonieni, egipteni, evrei, iranieni. S-ar zice că aceste popoare, conștiente că sunt primele care întemeiază istoria, și-au înregistrat propriile lor acte spre folosul succesorilor lor. Aceste popoare chiar par altfel, că sunt încercate într-o manieră mai profundă de nevoia de a se regenera periodic, abolind timpul scurt și reactualizând cosmogonia. Cât despre societățile primitive care trăiesc încă în paradisul arhetipurilor și pentru care timpul nu se înregistrează decât biologic, fără să fi lăsat să se transforme în istorie, adică fără ca acțiunea sa corosivă să exerce asupra conștiinței prin revelația irreversibilității evenimentelor, aceste societăți primitive se regenerează periodic prin expulzarea relelor și mărturisirea păcatelor.
Nevoia pe care aceste societăți o simt de a se regenera periodic este o dovadă că nici ele nu se pot menține fără încetare în ceea ce noi numeam mai sus paradisul arhetipurilor și că memoria lor ajunge să deceleze, cu toate că mult mai puțin intens decât cea a unui om modern, irreversibilitatea evenimentelor, adică să înregistreze istoria. Astfel că și pentru aceste popoare primitive, existența omului în cosmos este considerată ca o cădere. Morfologia imensă și monotonă a mărturisirii păcatelor, magistral studiată de R. Petazzoni în La Confessione dei Peccati, ne demonstrează că, în cele mai simple societăți umane, chiar memoria istorică, adică amintirea evenimentelor care nu derivă dintr-un arhetip, aceea a evenimentelor personale, este insuportabilă. Știm că la originea mărturisirii păcatelor se află o concepție magică a eliminării greșelii printr-un mijloc, fizic, sânge, cuvânt, etc. Dar nu procedeul mărturisirii în el însuși de structură magică ne interesează, ci nevoia omului primitiv de a se elibera de amintirea păcatului, adică de o secvență de evenimente personale al căror ansamblu constituie istoria. Mai remarcăm astfel imensa importanță pe care o dobândește la popoarele creatoare de istorie regenerarea colectivă prin intermediul repetării actului cosmogonic. Putem reaminti că din diferite motive, desigur, dar și din cauza structurii metafizice și anistorice a spiritualității indiene, indienii n-au elaborat un scenariu cosmologic al anului nou de proporțiile celor pe care le întâlnim în Orientul apropiat antic. Mai putem de asemenea reaminti că un popor istoric prin excelență, poporul roman, a trăit cu obsesia sfârșitului Romei și a căutat nenumărate sisteme de renovatio. Dar nu vrem să-l îndepărtăm pe lector pe această cale. Ne mulțumim doar să reamintim că în afara acestor ceremonii periodice de abolire a istoriei, societățile tradiționale, adică toate societățile până la cea care constituie lumea modernă, cunosc și aplică și alte metode pentru a obține regenerarea timpului. Am arătat de altfel că ritualurile de construcție presupun și ele imitarea mai mult sau mai puțin explicită a actului cosmogonic. Pentru omul tradițional, imitarea unui model arhetipal este o reactualizare a momentului mitic când arhetipul a fost revelat pentru prima oară. În consecință, și aceste ceremonii, care nu sunt nici periodice, nici colective, suspendă scurgerea timpului profan, durata și proiectează pe cel care le celebrează într-un timp mitic, in illo tempore. S-a văzut că toate ritualurile imită un arhetip divin și că reactualizarea lor continuă are loc într-un același moment mitic atemporal. Totuși, riturile de construcție ne dezvăluie ceva în plus, imitarea, deci reactualizarea cosmogoniei. O eră nouă se deschide cu zidirea fiecărei case. Orice construcție este un început absolut, adică tinde să restaureze clipa inițială, plenitudinea unui prezent care să nu conțină nicio urmă de istorie. Bineînțeles, ritualurile de construcție pe care le întâlnim în zilele noastre sunt în bună parte supraviețuiri și este greu de precizat în ce măsură corespund unei experiențe în conștiința celor care le păstrează. Dar această obiecție raționalistă este neglijabilă. Ceea ce ne interesează este că omul a simțit nevoia de a reproduce cosmogonia în construcții de orice natură ar fi ele, că această reproducere îl făcea contemporan cu momentul mitic al începutului lumii și că simțea nevoia de a se reîntoarce cât mai des posibil la acel moment mitic pentru a se regenera. Mult spirit de pătrundere i-ar trebui celui care ar putea să ne spună în ce măsură cei care, în lumea modernă, continuă să repete ritualurile de construcție, mai participă la semnificația și misterul lor. Fără îndoială, experiențele lor sunt mai degrabă profane. Era nouă, marcată printr-o construcție, se traduce printr-o etapă nouă a vieții celor care vor locui în casă. Dar structura mitului și a ritului nu rămâne mai puțin neschimbată, chiar dacă experiențele provocate prin reactualizarea lor nu au decât un caracter profan. O construcție este o nouă organizare a lumii și a vieții. I-ar fi de ajuns unui modern o sensibilitate mai puțin închisă la miracolul vieții ca să regăsească experiența renovării când construiește o locuință sau când se instalează în ea. În numeroase cazuri, documentele de care dispunem sunt destul de explicite. Construcția unui sanctuar sau a unui altar sacrificial repetă cosmogonia și aceasta nu numai pentru că sanctuarul reprezintă lumea, ci și pentru că el
încarnează diversele cicluri atemporale. Iată de exemplu ce ne spune Flavius Iosefus în legătură cu simbolismul tradițional al templului din Ierusalim. Cele trei părți ale sanctuarului corespund celor trei regiuni cosmice. Curtea reprezintă marea, adică regiunile inferioare, casa sfântă este imaginea pământului și sfânta sfintelor este cerul. Cele 12 pâini care se află pe masă sunt cele 12 luni ale anului. Candelabrul cu 70 de brațe reprezintă decanii, adică diviziunea zodiacală a celor 7 planete în 10. Construind templul, nu se construiește numai lumea, se construiește de asemenea și timpul cosmic. Construcția timpului prin repetarea cosmogoniei este și mai clar pusă în lumină de simbolismul sacrificiului brahmanic. Fiecare sacrificiu brahmanic marchează o nouă creație a lumii. Într-adevăr, construcția altarului sacrificial este concepută ca o creație a lumii. Apa în care se moaie argila este apa primordială. Argila care servește de fundament altarului este pământul. Pereții laterali reprezintă atmosfera, etc. Mai mult, fiecare etapă a construcției altarului este însoțită de stanțe explicite în care este precizată regiunea cosmică nou creată. Dar dacă ridicarea altarului imită actul cosmogonic, sacrificiul propriu-zis are un alt scop, să refacă unitatea primordială, cea care există înaintea creației. Căci Prajapati a creat cosmosul din propria sa substanță. Odată golit, i se făcu frică de moarte. Și zeii îi aduseră ofrande ca să-l refacă și să-l însuflețească. Într-o manieră absolut analogă, cel care în zilele noastre celebrează sacrificiul reproduce această refacere primordială a lui Prajapati. Cel care a înțeles aceasta, fie că săvârșește o faptă bună, fie chiar mulțumindu-se numai să înțeleagă, fără să practice niciun ritual, reconstituie divinitatea sfâșiată în bucăți, făcând-o întreagă și completă. Efortul conștient al sacrificatorului de a restabili unitatea primordială, adică de a reconstrui acel tot care precede creația, este o caracteristică foarte importantă a spiritului indian însetat de unitatea primordială, dar nu ne putem permite să ne oprim aici asupra ei. E suficientă constatarea că la fiecare sacrificiu brahmanul reactualizează actul cosmogonic arhetipal și că această coincidență între clipa mitică și momentul actual presupune atât abolirea timpului profan cât și regenerarea continuă a lumii. Într-adevăr, dacă Prajapati este anul, anul este moartea, cel care știe aceasta, moartea nu-l atinge. Altarul vedic este, după expresia fericită a lui Paul Mus, timpul materializat. Altarul focului este anul, nopțile sunt pietrele care îl îngrădesc și acestea sunt 360 pentru că sunt 360 de nopți într-un an. Zilele sunt cărămizile Yajusmati, iar acestea sunt 360, ori anul are 360 de zile. Într-un anumit moment al construcției altarului se pun două cărămizi, așa zise ale anotimpurilor, și textul comentează. De ce să pun aceste două cărămizi? Pentru că Agni, acest altar al focului, este anul. Acest altar al focului este Prajapati și Prajapati este anul. Reconstruindu-l prin altarul vedic pe Prajapati, se reconstruiește de asemenea timpul cosmic. Altarul focului are 5 niveluri. Fiecare nivel este un anotimp. Cele 5 anotimpuri fac un an și Agni, altarul, este anul. Ori Prajapati, care s-a făcut bucăți, este anul și cele 5 părți în care s-a desfăcut astfel trupul său în cele 5 anotimpuri. 5 anotimpuri, 5 niveluri. Astfel, când se ridică aceste niveluri odată cu anotimpurile, se reface și Prajapati. Ori, aceste 5 părți ale corpului său, care sunt anotimpurile, sunt în același timp și răsăriturile. 5 răsărituri, 5 niveluri. Astfel, când se ridică nivelurile, odată cu răsăriturile, este refăcut și Prajapati, care este anul. Astfel, cu fiecare nouă construcție a unui nou altar vedic, nu numai că se repetă cosmogonia și se reînsuflețește Prajapati, dar se construiește și anul, adică se regenerează timpul creându-l din nou. Antropologul englez A. M. Hogarth a studiat într-o operă strălucitoare și controversată, Kingship, ceremonialul de întronare a regelui de la mai multe popoare civilizate și primitive, comparându-l cu ritualurile de inițiere, pe care autorul le consideră derivate din scenariul ritual regal.
Că inițierea este o nouă naștere, comportând o moarte și o înviere rituală, se știa de mult timp, dar este meritul lui Hocart de a fi identificat elementele inițiatice ale ceremonialului încoronării și de a fi stabilit apropieri sugestive între mai multe grupuri de ritualuri. Vom mai nota că la figienii, trăind în regiunea munților Vivilevu, instalarea conducătorului este numită crearea lumii, în timp ce la triburile aflate la est de Vanua Levu, ea se numește Muli Vanua sau Tuli Vanua, termen pe care Hocart îi traduce prin Fashioning the Land sau Creating the Earth. Capitolul precedent ne-a arătat că luarea în posesie a unui teritoriu echivalează la scandinavi cu o repetare a creației. Pentru indigenii din Fiji, creația are loc la fiecare încoronare a unui nou șef, idee care s-a conservat de altfel și în alte locuri, într-o formă mai mult sau mai puțin aparentă. Aproape peste tot, o nouă domnie a fost considerată ca o regenerare a istoriei poporului sau chiar a istoriei universale. Cu fiecare nou suveran, oricât de neînsemnat ar fi fost, începea o eră nouă. S-a văzut adesea în astfel de formule lingușeala sau artificii de stil. De fapt, aceste formule nu ne par excepționale decât pentru că ne-au fost transmise cu o oarecare solemnitate. Dar în concepția primitivă, o eră nouă începe nu numai cu fiecare domnie, ci și cu fiecare căsătorie consumată, cu fiecare naștere, etc. Pentru că omul și cosmosul se regenerează neîncetat și prin toate mijlocele, trecutul se consumă, relele și păcatele se elimină, etc. Variate în formulele lor, toate aceste instrumente de regenerare tind spre același scop, să anuleze timpul scurt, să abolească istoria printr-o reîntoarcere continuă, in illo tempore, prin repetarea actului cosmogonic. Dar, ca să revenim la figieni, aceștia repetă creația nu numai cu ocazia fiecărei întronări, ci și de fiecare dată când recoltele sunt proaste. Acest detaliu asupra căruia Hocart nu insistă pentru că el nu-i confirmă ipoteza originilor rituale ale mitului cosmogonic, ni se pare destul de semnificativ. De fiecare dată când viața este amenințată și cosmosul în ochii lor este epuizat și golit, figienii simt nevoia unei reîntoarceri in principium. Cu alte cuvinte, ei așteaptă regenerarea vieții cosmice nu printr-o reparație, ci chiar prin recrearea acestei vieți. De aici vine importanța esențială în ritualuri și mituri a tot ceea ce poate însemna începutul, originalul, primordialul, vase noi și apă scoasă înaintea zorilor în magia și medicina populară, tema copilului, a orfanului, etc. Această idee că viața nu poate fi reparată, ci numai recreată prin repetiția cosmogoniei, este foarte clar pusă în evidență în ritualurile de vindecare. Într-adevăr, la numeroase popoare primitive, vindecarea presupune ca element esențial recitarea mitului cosmogonic. Aceasta este atestată, de exemplu, la triburile cele mai arhaice ale Indiei, Bil, Santali, Baiga. Prin reactualizarea creației cosmice, model exemplar al oricărei vieți, se speră în restaurarea sănătății fizice și a integrității spirituale a bolnavului. La triburile sus menționate se recită de asemenea mitul cosmogonic cu ocazia nașterii, a căsătoriei și a morții. Totdeauna, prin reîntoarcerea simbolică la momentul atemporal al plenitudinii primordiale, se speră în asigurarea realizării perfecte a fiecărei din aceste situații. La polinezieni, numărul de situații în care recitarea mitului cosmogonic devine eficace este încă și mai mare. Conform mitului, la început, n-au fost decât apele primordiale, scufundate în tenebrele cosmice. Din imensitatea spațiului în care se află Io, zeul suprem, își exprimă dorința de a ieși din repaos. Imediat apăru lumina. Apoi el reluă. Să se despartă apele, să se facă cerul și pământul. Astfel, prin cuvintele cosmogonice a lui Io, lumea a luat ființă. Amintind aceste vechi dictoane primitive, vechea și primitiva înțelepciune care ne permite creșterea pornind de la vid, etc. Un polinezian din epoca noastră, Hare Hongi, adaugă cu o elocventă stângăcie. Ori, prieteni, există trei aplicații foarte importante ale acestor formule vechi, așa cum le găsim în riturile noastre sacre.
Prima are loc în timpul ritului de fecundare a unei matrice sterile, a doua în timpul ritului de iluminare a corpului și a spiritului, a treia și ultima privește subiectul solemn al morții, al războiului, al botezului, al recitărilor genealogice și alte subiecte la fel de importante în care sunt implicați în mod special preoții. Cuvintele datorită cărora Io modelă universul, adică datorită cărora acesta fu născut și destinat să ivească o lume de lumină, aceleași cuvinte sunt întrebuințate în ritul fecundării unei matrice sterile. Cuvintele datorită cărora Io făcut să strălucească lumina în întuneric sunt întrebuințate în rituri destinate să înveselească o inimă întunecată și abătută, să vindece neputința și senilitatea, să răspândească lumină în lucruri și locuri ascunse, să inspire pe cei care compun cântece și, de asemenea, să-i ajute pe oameni în situațiile grele ale războiului, ca și în multe alte împrejurări care îi împing la disperare. Pentru că toate cazurile asemănătoare, acest rit are ca scop răspândirea luminii și a bucuriei și reproduce cuvintele pe care Io s-a servit pentru a învinge și a risipi întunericul. În al treilea rând, vine ritul pregătitor, care se referă la formațiunile succesive care au loc în interiorul universului și la istoria genealogică a omului însuși. Mitul cosmogonic servește astfel polinezienilor de model arhetipal pentru toate creațiile, pe orice plan s-ar desfășura ele, biologic, psihologic, spiritual. Ascultând povestea nașterii lumii, devii contemporanul actului creator prin excelență, cosmogonia. Este semnificativ că la Navajo mitul cosmogonic este povestit mai ales cu ocazia vindecărilor. Toate ceremoniile gravitează în jurul unui pacient, Hatrali, cel deasupra căruia se cântă, care poate fi bolnav sau pur și simplu numai cu mintea tulburată, adică îngrozit de un vis, sau care poate avea nevoie de o ceremonie numai cu scopul de a dobândi în cursul inițierii depline puteri de oficiant al acestui ritual, căci un medicine man nu poate practica o ceremonie de vindecare înainte ca aceasta să îi fi fost transmisă. Ceremonia mai comportă și executarea unor desene complexe pe nisip, care simbolizează diferite etape ale creației și ale istoriei mitice a zeilor, strămoșilor și umanității. Aceste desene reactualizează unul după altul evenimentele care au avut loc in illo tempore. Ascultând recitarea mitului cosmogonic și contemplând desenele de pe nisip, bolnavul este proiectat în afara timpului profan și inserat în plenitudinea timpului primordial. El se întoarce în urmă până la originea lumii și asistă în felul acesta la cosmogonie. Adesea, pacientul face o baie chiar în ziua în care începe recitarea mitului sau executarea desenelor pe nisip. Într-adevăr, el însuși își reîncepe viața în sensul propriu al cuvântului. La Navajo, ca și la polinezieni, mitul cosmogonic este urmat de recitarea miturilor de origine care conțin istoria mitică a tuturor începuturilor, crearea omului, a animalelor, a plantelor, originea instituțiilor tradiționale și a culturii, etc. În acest fel, bolnavul parcurge istoria mitică a lumii de la crearea ei până în momentul în care a avut loc revelarea povestirii care se recită. Acest lucru este foarte important pentru înțelegerea medicinii primitive și tradiționale atât la Vechiul Orient cât și în toate tradițiile medicale populare, din Europa sau de aiurea. Un remediu nu devine eficace decât dacă originea sa e cunoscută și, prin urmare, aplicarea lui devine contemporană cu momentul mitic al descoperirii lui. Iată de ce, într-un număr mare de incantații, se amintește istoria bolii sau a demonului care a provocat-o, evocându-se, în același timp, momentul în care o divinitate sau un sfânt a reușit să supună răul. Astfel, de exemplu, o incantație asiriană împotriva durerilor de dinți amintește că după ce anul a făcut cerurile, cerurile au făcut pământul, pământul a făcut apele, apele au făcut canalele, canalele au făcut lacurile, lacurile au făcut viermele. Și viermele a plâns pe lângă Shamash și Ea, întrebându-i ce îi se va da de mâncare, de distrus. Zeii îi oferă fructe, dar viermele le cere dinți omenești. Pentru că ai vorbit astfel, o vierme, Ea te va zdrobi cu mâna lui puternică. Asistăm aici nu numai la o simplă repetare a gestului vindecător paradigmatic, distrugerea viermelui de către Ea, care asigură eficacitatea tratamentului, dar
și la istoria mitică a bolii prin reamintirea căreia vraciul îl proiectează pe pacient in illo tempore. Exemplele pe care le-am dat ar putea fi ușor înmulțite, dar nu ne-am propus să epuizăm temele pe care le întâlnim în prezentul eseu. Vrem doar să le dispunem urmând o perspectivă comună, necesitatea pentru societățile arhaice de a se regenera periodic prin anularea timpului. Colective sau individuale, periodice sau sporadice, riturile de regenerare conțin întotdeauna în structura și semnificația lor un element de regenerare prin repetarea unui act arhetipal, în majoritatea cazurilor a actului cosmogonic. Ceea ce ne atrage atenția în mod deosebit în aceste sisteme arhaice este abolirea timpului concret și de aici intenția lor antiistorică. Refuzul de a păstra amintirea trecutului, chiar imediat, ne pare a fi semnul unei antropologii deosebite. E, într-un cuvânt, refuzul omului arhaic de a se accepta ca ființă istorică, refuzul său de a acorda valoare memoriei și, prin urmare, evenimentelor neobișnuite, care constituie, de fapt, durata concretă. În ultimă instanță, descifrăm în toate aceste rituri și atitudini voința de devalorizare a timpului. Împinse la limitele lor extreme, toate riturile și comportamentele pe care le-am reamintit mai sus se regăsesc în enunțul următor. Dacă nu îi se acordă nicio importanță, timpul nu există. Mai mult, acolo unde devine perceptibil, din păcate omului, adică prin îndepărtarea lui de arhetip și căderea în durată, timpul poate fi anulat. În fond, dacă o privim în adevărata sa perspectivă, viața omului arhaic, cu toate că se desfășoară în timp, nu poartă povara acestui timp, nu înregistrează irreversibilitatea, cu alte cuvinte, nu ține în niciun fel cont tocmai de ceea ce este caracteristic și decisiv în conștiința timpului. Ca și misticul, ca și omul religios în general, primitivul trăiește într-un continuu prezent. Că pentru primitiv regenerarea timpului se efectuează continuu, adică și în intervalul care este anul, antichitatea și universalitatea credințelor referitoare la lună ne o dovedesc. Luna este primul mort, dar și primul mort care reînvie. Am arătat în altă parte importanța miturilor lunare în organizarea primelor teorii coerente privind moartea și reînvierea, fertilitatea și regenerarea, inițierile, etc. Ne va fi suficient să amintim că dacă luna servește de fapt la măsurarea timpului, dacă fazele sale revelează mult timp înaintea anului solar și, într-un fel mult mai concret, o unitate de timp, ea revelează în același timp eterna reîntoarcere. Fazele lunii, apariția, creșterea, descreșterea, dispariția, urmată de o reapariție după 3 nopți de întuneric, au jucat un rol imens în elaborarea concepțiilor ciclice. Concepții analoge găsim mai ales în apocalipse și în antropogonii arhaice. Potopul și inundația pun capăt unei umanități epuizate și păcătoase și o nouă umanitate regenerată ia naștere de obicei dintr-un strămoș mitic salvat din catastrofă sau dintr-un animal lunar. Analiza stratigrafică a acestor grupuri de mituri pune în evidență caracterul lor lunar. Aceasta înseamnă că ritmul lunar revelează nu numai intervalele scurte, săptămâni, luni, ci servește și de arhetip pentru durate considerabile. De fapt, nașterea unei umanități, creșterea, decrepitudinea, uzura ei și dispariția sunt asimilate ciclurilor lunare. Și această asimilare nu este importantă numai pentru că ne revelează structura lunară a devenirii universale, dar și prin consecințele ei optimiste. Căci așa cum dispariția lunii nu este niciodată definitivă, pentru că este urmată în mod necesar de o nouă lună, nici dispariția omului nu este definitivă. Chiar dispariția unei umanități întregi nu este niciodată totală, căci o nouă umanitate renaște dintr-un cuplu de supraviețuitori. Această concepție ciclică a dispariției și reapariției umanității este conservată în culturile istorice. În secolul III înaintea erei noastre, Berosos răspândea în întreaga lume elenică, de unde avea să se răspândească mai apoi la romani și la bizantini, doctrina caldeană a Marelui An. Conform acestei doctrine, universul este considerat etern, dar distrus și reconstituit periodic în fiecare mare an. Când cele 7 planete se vor uni sub semnul Cancerului, Marea Iarnă, un potop se va produce. Când ele se vor întâlni sub semnul Capricornului, universul întreg va fi distrus prin foc. E probabil că această doctrină a unei conflagrații universale periodice era împărtășită și de Heraclit.
În orice caz, ea domină gândirea lui Zenon și toată cosmologia stoică. Mitul combustiei universale s-a bucurat de o adevărată vogă între primul secol înaintea erei noastre și secolul III era noastră în toată lumea romană orientală. A fost rând pe rând integrat într-un număr considerabil de gnose derivate din sincretismul greco-irano-iudaic. Idei similare se întâlnesc în India și în Iran, influențate fără îndoială cel puțin în formulele astronomice de Babilon și într-o manieră analogă la populațiile Maya din Yucatan și la aztecii din Mexic. Vom reveni asupra acestor probleme, dar putem de pe acum să subliniem ceea ce am numit mai sus caracterul optimist al acestei idei. De fapt, acest optimism se reduce la conștiința normalității catastrofei ciclice, la certitudinea că are un sens și mai ales că nu este niciodată definitivă. În perspectiva lunară, moartea omului ca și moartea periodică a umanității sunt necesare, tot așa cum sunt cele trei zile de întuneric care preced renașterea lunii. Moartea omului și cea a umanității sunt indispensabile regenerării lor. O formă, oricare ar fi ea, din chiar faptul că există ca atare și că durează, slăbește și se uzează, ca să își recapete vigoarea, trebuie să fie reabsorbită în amorf, fie și numai pentru o clipă, să fie reintegrată în unitatea primordială din care a ieșit. Cu alte cuvinte, să reintre în haos, în orgie, în întuneric, în apă. Putem observa că ceea ce domină în toate aceste concepții cosmico-mitologice lunare este reîntoarcerea ciclică a ceea ce a fost mai înainte, eterna reîntoarcere într-un cuvânt. Și aici găsim motivul repetării gestului arhetipal proiectat în toate planurile, cosmic, biologic, istoric, uman, etc. Dar mai decelăm în același timp structura ciclică a timpului care se regenerează la fiecare nouă naștere, în orice plan ar avea loc. Această eternă reîntoarcere trădează o ontologie necontaminată de timp și devenire. Tot așa cum grecii, prin mitul eternei reîntoarceri, căutau să-și satisfacă setea lor metafizică de ontic și de static, căci din punct de vedere al infinitului, devenirea lucrurilor care revin neîncetat la starea lor este prin urmare implicit anulată și se poate chiar afirma că lumea stă pe loc, la fel și primitivul, conferindu-i timpului o direcție ciclică, îi anulează irreversibilitatea. În fiecare clipă totul este reluat de la început. Trecutul nu este decât prefigurarea viitorului. Niciun eveniment nu este irreversibil și nicio transformare nu este definitivă. Într-un anumit sens, se poate spune că nimic nou nu se întâmplă în lume, căci totul nu este decât repetare a acelorași arhetipuri primordiale. Această repetare, actualizând momentul mitic în care a fost revelat gestul arhetipal, menține fără încetare lumea în aceeași clipă aurorală a începuturilor. Timpul face posibilă apariția și existența lucrurilor. El nu are nicio influență decisivă asupra acestei existențe, pentru că el însuși se regenerează fără încetare. Hegel afirmă că în natură lucrurile se repetă la infinit și că nu e nimic nou sub soare. Tot ceea ce am arătat până aici confirmă existența unei concepții similare la omul societăților arhaice. Pentru el, lucrurile se repetă la infinit și, în realitate, nu se întâmplă nimic nou sub soare. Dar această repetare are un sens, așa cum am văzut în capitolul precedent. Numai ea conferă realitate evenimentelor. Evenimentele se repetă pentru că imită un arhetip, evenimentul exemplar. Între altele, prin repetare, timpul este suspendat sau cel puțin virulența lui este atenuată. Dar observația lui Hegel este semnificativă pentru un alt motiv. Hegel se străduiește să întemeieze o filozofie a istoriei în care evenimentul istoric, cu toate că este irreversibil și autonom, ar putea fi totuși încadrat într-o dialectică încă deschisă. Pentru Hegel, istoria este liberă și mereu nouă, ea nu se repetă, dar ea este totuși conformă cu planurile providenței. Ea are deci un model, în dialectica însăși a spiritului. Aceste istorii care nu se repetă, Hegel îi opune natura, unde lucrurile se reproduc la infinit. Dar noi am văzut că un timp considerabil de lung umanitatea s-a opus prin toate mijloacele istoriei. Putem conchide din aceasta că în toată această perioadă umanitatea a trăit în sânul naturii, nedesfăcându-se de ea. Numai animalul este cu adevărat inocent, scria Hegel la începutul prelegerilor despre filozofia istoriei.
Primitivii nu se simțeau întotdeauna inocenți, dar tindeau să devină prin mărturisirea periodică a greșelilor. Putem vedea în această tendință spre purificare nostalgia paradisului pierdut al animalității sau în dorința sa de a nu avea memorie, de a nu înregistra timpul și de a se mulțumi numai să-l suporte ca pe o dimensiune a existenței sale, dar fără să îl interiorizeze, fără să-l transforme în conștiință, vom ajunge să vedem mai degrabă setea primitivului pentru ontic, voința sa de a fi cum sunt ființele arhetipale, ale căror gesturi el le reproduce fără încetare. Problema este capitală și nu putem pretinde să o discutăm în câteva rânduri, dar sunt motive să credem că la primitivi nostalgia paradisului pierdut exclude net dorința de a reintegra paradisul pierdut al animalității. Tot ceea ce știm despre amintirile mitice ale paradisului ne prezintă, dimpotrivă, imaginea unei umanități ideale, bucurându-se de o beatitudine și de o plenitudine spirituală niciodată realizabile în condițiile actuale ale omului căzut. Într-adevăr, miturile numeroaselor popoare fac aluzie la o epocă foarte îndepărtată în care oamenii nu cunoșteau nici moartea, nici munca, nici suferința și găseau la îndemână hrană din abundență. În illo tempore, zeii coborau pe pământ și se amestecau printre oameni. La rândul lor, oamenii puteau ușor urca la cer. În urma unei greșeli rituale, comunicația dintre cer și pământ a fost întreruptă și zeii s-au retras în cele mai înalte ceruri. De atunci, oamenii trebuie să muncească pentru a se hrăni și nu mai sunt nemuritori. În consecință, este mai sigur că dorința pe care o încearcă omul societăților tradiționale de a refuza istoria și de a se menține la o imitare infinită a arhetipurilor trădează setea lui de real și frica de a nu se pierde, lăsându-se invadat de insignifianța existenței profane. Puțin interesează dacă formulele și imaginile prin care primitivul exprimă realitatea ne par infantile și chiar ridicole. Sensul profund al comportamentului primitiv este revelator. Acest comportament este regizat de credința într-o realitate absolută care se opune lumii profane a irealităților. În ultimă instanță, aceasta din urmă nu constituie propriu-zis o lume. Ea este irealul prin excelență, increatul, inexistentul, neantul. Avem deci dreptul, în consecință, să vorbim de o ontologie arhaică și numai ținând cont de această ontologie vom ajunge să înțelegem și deci să nu disprețuim comportamentul chiar cel mai extravagant al lumii primitive. Într-adevăr, acest comportament corespunde unui efort disperat de a nu pierde contactul cu ființa.